Bună ziua, dragi elevi! Azi am pregătit pentru voi un exemplu de creare a unei animații 2D pe care am denumit-o Poștașul Patruped. Vă invit să urmăriți în continuare prezentarea pașilor pe care trebuie să-i parcurgeți pentru a crea această animație. Pentru a crea animația despre care v-am vorbit, am utilizat aplicația Pencil 2D. Pencil 2D este un software gratuit cu interfață intuitivă, cu compatibilitate pentru sistemele de operare Windows, Linux și OS X. Aplicația are un design minimalist care vă permite să creați animații cu ușurință. Aplicația poate fi descărcată de la adresa pe care o vizualizați acum pe ecran. Aceasta este prima imagine pe care am ales să o utilizez în crearea animației. Sfatul meu este să o descărcați pe calculator de la adresa pe care o vedeți acum pe ecran. Ar fi bine să o salvați într-un folder cu denumirea animației pe care o veți crea, adică Poștașul Patruped. Pentru următoarele trei imagini pe care le-am utilizat, am avut de realizat mai multe operații. Mai întâi, am salvat imaginea inițială de la adresa pe care o vedeți acum pe ecran. Am să o și subliniez. Aceasta fiind imaginea inițială. Am utilizat apoi aplicația Paint pentru a decupa din această imagine inițială cele trei imagini cu cățelușul. Atenție, ca trei imagini total diferite. Imagini pe care, după ce le-am decupat, le-am salvat în același folder creat pe calculator și anume Poștașul Patruped, ca trei imagini diferite fiecare, având fiecare o altă denumire. Am deschis aplicația Pencil 2D. Ne asigurăm că suntem pe primul frame din meniul File, opțiunea Import, alegem prima opțiune, Image, din folderul Poștașul Patruped, inserăm în primul frame prima imagine și alegem să fie inserată în centru. Ne asigurăm apoi că suntem pe al doilea frame. Mergem din nou la opțiunea Import Image din meniul File. Inserăm a doua imagine, cățelul care stă foarte relaxat și tot în centru frame-ului. Ne asigurăm că suntem pe frame-ul 3. Importăm următoarea imagine, când cățelul se ridică în piciorușe și tot în centru frame-ului. Ne asigurăm că suntem pe frame-ul 4. Importăm ultima imagine, cea în care cățelul prinde ziarul. Și ne asigurăm că suntem tot în centrul frame-ului. Ne mutăm acum pe frame-ul 1. Și încercăm să vizualizăm ce am realizat, apăsând butonul Play. Observați că viteza este foarte mare. Avem 15 frame-uri pe secundă. O să modificăm la 3 frame-uri pe secundă. Mergem din nou la primul frame și din nou apăsăm butonul Play. De data aceasta se vede mai bine. Și acum trebuie să salvăm. În primul rând, facem un export alegând din meniul File opțiunea Movie. Va fi salvat cu numele Poștașul Patruped, extensia MP4. Atenție, verificați că într-adevăr folderul în care salvați este folderul Poștașul Patruped. Dacă nu, căutați folderul pe calculatorul vostru, astfel încât
să aveți folderul poștașul 4PET în lista cu folderul în care se salvează. Executați click pe butonul salvare și apoi pe butonul OK. Nu deschidem în acest moment, voi puteți deschide ca să vizualizați ce ați salvat. Noi mergem mai departe și exportăm același fișier ca GIF. Ne asigurăm că suntem în folderul poștașul 4PET. Observați că am altă denumire, voi modifica. Așa. Se salvează ca GIF în folderul poștașul 4PET. Clic pe butonul salvare și apoi clic pe butonul OK. Dacă doriți să salvați și fișierul creat în aplicația Pencil 2D, veți alege opțiunea Save As, căutați folderul, scrieți denumirea fișierului, poștașul 4PET și observați că aveți o altă extensie, este cea pe care o acordă automat aplicația. Executați click pe butonul salvare, astfel aveți salvat și fișierul în care ați lucrat. După cum ați observat, cățelul care în prima imagine stătea relaxat, la apariția poștașului s-a ridicat în picioare și a prins unul dintre ziarele care zburau din mâna poștașului, cu intenția, bineînțeles, de a-l duce stăpânului său, devenind și el tot un poștaș. Sper că v-a plăcut și că nu va fi greu să realizați această animație. Succes!